Să prețim timpul în această sfântă binecuvântare. Să-i
Cei care, într-adevăr, ați fost chemați de Maica Domnului să fiți la această procesiune în seara aceasta. Dar nu se încheie sărbătoarea în seara aceasta, fiindcă săptămâna viitoare, din nou, icoana Făcătoare Domnului va fi scoasă afară în procesiune, în ajunul înălțării Sfintei Cruci.